o dezbrăcase în pielea goală între casa lui vecinul de aici și ea, pe gang acolo, are un gang de vreo 90. A despuiat în pielea goală, că a zis că a văzut rahat pus pe calorifer, mă rog, are o cămăruță mică, 1,80 m pe 2 sau pe 3, nu știu cât era asta. A ridicat patul cu ora sus, a dezbrăcat-o în pielea goală, a luat-o la bătaie și femeia putea fugi până aici. Deci până unde e colțul casei, acolo are o poartă. A fugit poartea, era încuiată cu lanțul. Și făcea, aoleu, aoleu, și eu când am intrat am auzit gălăgie. Când m-am dus acolo, zic, Mariano, ce s-a întâmplat? Firara dracu că mi-a pus rahat pe toate astea și pe calorifer și pe tot. Mariano, era iarnă, doamnă, în halul ăsta ai dezbrăcat-o. A venit fiista foarte nervoasă, că avea camera lângă ea. A venit nervoasă, când i-a dat una, a dat-o cu capul de ciment, a căzut jos și a zis că a lăsat-o acolo.